Fotografii ale clădirilor reprezentative din municipiul Reghin. Aceasta este tematica expoziției foto deschise în sala festivă a Bibliotecii Petru Maior. Autorul lucrărilor este reghineanul Budoi Istvan. Această expoziție chiar atunci a fost deschisă în data de 22 în cadrul zilelor reghinene și până în data de 15 se poate vizita această expoziție cu Reghin. Păi aceste fotografii au fost realizate în anul 2009-2010. Această expoziție a mai fost expus în cadrul zilelor Ars Maris în 2010. Expoziția se dorește o mărturie a stării și arhitecturii clădirilor din centrul municipiului Reghin în ultimii ani. Această expoziție cuprinde arhitectura clădirilor, arhitectura orașului, primăria unde aparține și parcul central, stiluri de elemente ce s-au folosit în trecut, în secolul trecut, în secolul XVIII. Reghineanul pasionat de fotografie are în plan și alte expoziții pentru perioada următoare, atât în zona noastră cât și pe alte meleaguri. Am expoziție la Sovata, la o tabără de copii, la centrul de copii, unde au fost expuse până ieri 50 de fotografii cu dansuri populare din Ardeal, dansuri populare, mă refer de la Reghin, de la Suseni, Voivodeni, unde am fost la diferite festivaluri. Asta a fost, să sperăm în septembrie voi fi invitat și în Ungaria cu dansurile populare sau cu orașul, cum depinde ce teme îmi dă. În noiembrie sunt speranțe să fac la Odorheiu Secuiesc cu dansuri populare, că vin că va fi un festival acolo. Atunci voi prezenta fotografiile cu dansurile populare din zona Reghinului. Iar dacă se va ține gala sportului reghinean, dacă voi fi ajutat, atunci vreau să fac cu echipa de fotbal feminin, care acest viitor, acesta împline 5 ani. Fotografiile pot fi văzute în seara festivă a Bibliotecii din Reghin până pe 15 august.